Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Îmi pare rău că am întârziat. Sper că unii știți de ce. Dacă nu știți, ar fi bine să nu vă grăbiți să judecați greșit aceste întârzieri. Spre binele vostru energetic, spiritual și poate chiar fizic. Haideți să vedem. Am amestecat cărțile înainte să începe etalarea. Câteva mesaje. A apărut șapte de spade. Nu, de spade. E ceva cu șapte de spade, dar șapte de băte, judecata și apoi luna. Pentru unii dintre voi, am auzit, aud ceva de genul. În momentul în care voi probabil ați pus, nu musai blocaje, granițe personale, pregătiți în acest context să vă transformați, să renașteți într-o anumită formă, mai înaltă, evident. Cealaltă persoană cade sau a început să cadă din punct de vedere emoțional, a început să simtă teamă. Aveți semne de foc, în mod special berbec, leu, săgetător. Lună, pentru mine luna înseamnă orice element de apă, pești, rac, scorpion și judecata reprezintă Pluto, scorpion în mod special. Însă, cei care v-ați hotărât să ascensionați și să vă concentrați pe creșterea voastră spirituală, că sunt balanțe care vor să evolueze, sunt balanțe și balanțe. Știți că trebuie să puneți granițe personale în fața celor care au tendința să vă atace și simt că poate chiar să vă vampirizeze energetic. Așadar, punând aceste granițe personale, concentrându-vă pe creșterea voastră spirituală, pe meditație și pe universul vostru interior și chiar exterior, renașterea și ascensionarea voastră, celelalte persoane, poate sunt mai multe, dar în mod special una, intră în panică. Luna o simte acum ca pe o senzație de frică din partea persoanei care nu mai, sau persoanelor, dar în mod special o persoană care nu mai are acces la voi cum avea pe vremuri. Poate că este frica de abandon, e problema sa să-și o rezolve la psiholog. Sau că tot e săptămâna mare să țină post și să se mărturisească în fața preotului. E o problemă acolo. E o problemă emoțională profundă. Sper din tot sufletul să nu fiți voi. Dacă sunteți, eu știu, vă doresc conștientizarea motivelor acestor frici și să învățați să puneți granițe personale. A, interesant, șapte de spade a apărut, iau de șapte și cinci de spade. Clar că cineva își face mari griji în legătură cu această alegere a unei persoane. Ar putea să fie a voastră, că este soarele lângă doi de spade, care simbolizează Marte în balanță, dar soare, doi de spade și nouă de cupe. Eu tind să cred că sunteți voi, care unii dintre voi, sper că pentru voi vorbesc, care alegeți autocunoașterea, creșterea personală, dragostea față de voi înșivă și să radiați în jur acest optimism și acest sentiment al valorii de voi, de sine. Și cealaltă persoană, în momentul în care voi alegeți, repet, bula aceasta, ce aud? Ce aud? Metratonul. Alege să ascensionați, cealaltă persoană are tendința să cadă într-o vibrație și mai joasă a stresului, a conflictelor interioare, poate chiar a fugi de o anumită realitate. Realitatea fiind, dragii mei, orice ați fi, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță, realitatea fiind, trăim vremuri speciale și dacă nu creștem spiritual, chiar acolo, jos, ia uitați, jos, e foarte greu, e vibrație joasă, e foarte greu, ne trage către teluric și nu e bine, nu e bine. Mai să vedem totuși.
situația despre care vorbim în această perioadă, aprilie, mai puteți să o luați, perioada, poate chiar și mai mare, mai largă, sau doar aprilie, situația, balanțe, soare, lună, venus, ascendent, nord, nord în balanță. 21. 21, știți ce care ascultați tarot, că înseamnă lumea, încheiere de capitol. Dar sunt, apropo de acest munți, sunt niște blocaje. Cineva blochează. Nu știu ce mi-aduc aminte de Alpi când văd în acest moment de Alpi. Poate sunteți Franța, Spania. Este că eu văd acești munți ca o graniță între două lumi. Și iar este un mesaj mai subtil pentru cei care aveți lecturi speciale. Între lumea veche și lumea nouă. Între lumea, aș spune, edenică, în sensul că de vibrație înaltă sau o nouă lume pe care o construiți voi, în ce am spus mai devreme, și lumea veche, cea care se termină, se duce în jos, spre teluric. 21. La capătul setului de cărți, 24. Urmează să manifestați dragoste. Exact ce am văzut, soarele și nouă de cupe. Ia, să pun blițulețul. Așa, da? Trebuie să învățați să vă păstrați dragostea și stima față de voi, chiar dacă ați trăit situații neplăcute. Cu acești soricei și ei nu uit să adaug 3 ca și, cum să explic, posibilitate pentru unii de a fi trăit în triunghiuri, dacă nu amoroase, poate profesionale, care n-au adus beneficii, poate chiar familiale. În niște situații în care anumite persoane munceau și celelalte beneficiau de munca altora. Și dacă ați trăit asemenea situații neplăcute, oameni aventuroși, interesanți, dar imaturi și lipsiți de consistență, păstrați-vă dragostea, pentru că până la urmă 24 reprezintă, se reduce la 6, 6 număr îndrăgostiților și îndrăgostiții reprezintă alegeri. Am văzut și 2 de spade. Alegeți-vă pe voi, alegeți-vă pe voi, alegeți să vă creșteți, să vă extindeți viziunea și din perspectiva aceasta sufletească, spirituală, vedeți în ceacrele de sus. Ceacra inimii, vișudii, al treilea ochi și coroana. Urmează, da? 21, repet, încheiere de capitol, poate sunt niște greutăți, dar cu răbdare și dacă puneți granițe personale, le veți depăși. Hai să vedem care ar fi situația, nu situația, vibrație pe care ar trebui să o aveți în această perioadă. Balanță. Soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în balanță. Interesant. E o vibrație înaltă. Este a doua carte din seria cărților care reprezintă eterul. Și sunt doar 7. Că pentru eter sunt reprezentate cele 7 chakre. A doua chakra este a sexualității pe de-o parte, dar nu, este o sexualitate sacră care urmează să se manifeste de acum încolo în contextul în care voi, unii dintre voi, vă concentrați pe ascensiunea și transformarea voastră. Acum, altă variantă ar mai fi, 2 înseamnă creativitate. Fiți creativi în felul în care vă construiți această nouă lume. Vedeți, e un 2, e un 2 și aici. 2, 2 și 1. O nouă lume, o nouă stabilitate, un nou fel de a vă bucura de 2 și cu 1 înseamnă 3, creativitate, de abundență. Și iar vedeți, iar granițe personale ca să puteți să creați, ca să puteți să primiți, să receptați, am zis bine? Da. Informația
2 totuși este numărul marii preoteze, interesant, da? 2 și 21, numărul marii preoteze. Ca să puteți să manifestați acea nouă lume, trebuie să fiți o perioadă un pic izolați și să receptați, să acumulați informații. Să fiți deschiși cu sufletul, exact cu chakrele pe care le-am spus mai devreme, către informațiile care vin înspre voi. Ar putea să fie ochiul lui Dumnezeu, ar putea să fie și al treilea ochi al vostru, să începe să vedeți ce n-ați văzut. Oportunități, opțiuni, poate și răul care a fost în jurul vostru și nu l-ați conștientizat la un moment dat sau ați spus că mai merge eventual. Ia uite, la capătul setului de cărți, ce frumos, ia uite și șase. Iar al treilea ochi, am vorbit de al treilea ochi, aveți un pic de perspectivă, aveți perspectivă. Ia uite, dincolo de perspectivele telurice, iar șoriceri, șoricei, lucruri, da, grija pentru bani, pentru ziua de mâine, ne mănâncă, să zic, viitorul. Ne mănâncă viitorul, ne mănâncă, sau, eu știu, roade inima cuiva. Aș vrea să depășiți acele energii. Dacă sunt alte persoane, mai bine, voi încerca să vă ridicați, să aveți o altă perspectivă și să nu uitați că, iau-te, regele de foc, rege, zic rege, că e ultima carte din semnele de foc, urmează să se manifeste. În momentul în care voi manifestați această energie frumoasă, care primește dragoste din jur și oferă dragoste în jur, va veni o energie feminină, va veni o energie masculină care să compenseze și să vă completeze și să vă protejeze. Dar trecând peste această posibilitate, acest elefant reprezintă o forță, este Ganesha, da? O forță mare care vine din trecutul vostru, din... Dintre urmașii voștri aveți entități, ființe, cum să le numesc, care vor să vă protejeze. Care vor să vă protejeze și să nu uitați, apropo de blocajele despre care am vorbit, despre oamenii care mănâncă sporul sau energia, aveți protecție. Aici aș fi vrut să ajung mai repede. Balanță, soare, lună, vină, să ascendent, nord, balanță. Eu... Ia uite, iar s-a oprit la lune. 21. Ia uite. Creați 3, apropo de 2 și cum înseamnă 3. Creați o nouă lume. Și lăsați pe ei în spate. Voi anticipați. Apropo de unicorn, voi anticipați, încercați să anticipați direcția pe care trebuie să o... pe care trebuie să mergeți de acum încolo. Lăsați în urmă ce nu v-a priit, prea multe responsabilități, cupe neîmplinite, lăsați-le în urmă. Și încercați și construiți ceva nou. O dată, de două ori, aprilie, mai, de trei ori. Balanță, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Șapte de bâte, revine. Cavalerul de monede. Asul de spade. Aici este unicornul, perspectiva aceea nouă pe care începe să o vedeți, să o vedeți și să o înțelegeți. Și șase de cupe. Ia uite, regele de foc apare de două ori. Regele de foc. 9 de bâte, iar un anume tip de blocaj sau mai bine zis de rezistență. Și în spatele acestei rezistențe construiți, sădiți ceva în curtea voastră, în grădina voastră interioară, cu răbdare, temperanță, un nou proiect. Un nou proiect, un nou potențial, o nouă relație, eu știu ceva nou. Asul și valetul. Asul e o vibrație mai mult de 5D, de... potențial, însă valetul de monede deja reprezintă potențialul care începe să se manifeste practic. Sper că sunt înțeleasă.
Da? Cu răbdare. Două cărți care reprezintă răbdarea, două cărți care reprezintă inițiativa practică în lucru de valoare, de consistență și pe termen lung. Și încă o carte care, ia uitați, reprezintă granițe. Dincolo de granițele acestea pe care ar trebui să le învățați, să învățați să le puneți, eventual în fața, poate pentru unii dintre voi să fie și în fața unei persoane care este prea agresivă, prea dominatoare. Și trebuie să puneți granițe în fața lor. Dar mai vedem, sau voi gestionați cum considerați această informație, dacă nu aveți o persoană agresivă care încearcă să vă domine și vă provoacă la această atitudine, despre care am tot vorbit până acum, ar putea să fie determinarea voastră. Determinarea voastră. Până la urmă și regii își protejează granițele, apropo de războaie, de protecție. Și regii își protejează granițele. Însă, hai să vorbim despre cele patru cărți. Și totuși aș vrea să clarific, la un moment dat o să clarific. Ia uite, interesant la clarificatori. În secret, totuși, cineva vă dorește. Voi știți voi cine vă dorește. Ar putea să fie regele Cavalerul de Bâte, unul dintre ei, sau același personaj cu atitudine diferită. Să-și dorească să se împace judecata. Tocmai pentru că voi creșteți. Dar, dragii mei, eu zic să lăsați confuziile și stresul cu 8 de cupe și să manifestați, să mergeți la biserică eventual, mergeți la un ghid, un profesor care vă învață cum să manifestați, ia uitați. Să manifestați ce? Stabilitatea voastră, un nou început dincolo de dezamăgirile. Ați avut niște dezamăgiri mari? Dincolo de dezamăgiri. Însă, hai să vedem. 7 de bâte. Până acum, ce am spus, repetă oarecum aceeași idee, în diferite forme. Faceți mai multă meditație, rugați-vă mai mult, țineți post și stați în cuibușorul vostru, în grădina voastră, în spațiul vostru interior, inclusiv mental, ca să puteți să construiți ceva cu răbdare. Cu răbdare veți găsi, veți ajunge și la o idee foarte specială. Unii dintre voi s-ar putea să înțelegeți, aud că unii dintre voi s-ar putea să înțelegeți niște chestiuni legate de copilăria voastră sau de oamenii care v-au fost dragi până acum în copilărie, cu care ați crescut împreună sau cu care aveți copii. Și în momentul în care înțelegeți poate chiar niște traume din copilărie, în momentul în care înțelegeți aceste lucruri, în această perioadă de rugăciune și de meditație, veți înțelege de ce ați manifestat greu niște lucruri, de ce ați manifestat greu stabilitate, poate chiar, anumite poziții profesionale, financiare sau pur și simplu relații. Pentru că ceva nu ați înțeles, dar veți înțelege cât de curând. Repet, dacă vă rugați, că am văzut marele preot. Totuși, în plus, cineva din trecutul vostru vrea să vină să se împace cu voi. Am văzut judecata de două ori, apare și 6 de cupe, sunt cărți care reprezintă împăcări. Un nou început. Asul nu este musai un nou început, poate să fie al 10-lea început într-un anumit context. Împăcări, începuturi. După o perioadă în care voi sau altă persoană, vreau să zic unul dintre voi sau altă persoană a pus granițe personale în jurul său. Hai să și clarificăm.
Ia uite, regele de bute tot apare. Ați avut de-a face cu, clar, cu berbeci, cu lei, cu săgetători. Oameni destul de maturi, ia uite, poate chiar lei. Dar aici este un blocaj. Este un blocaj mental. Și o epuizare energetică, pentru că aici v-ați luptat tot timpul. În acest context, v-ați luptat tot timpul. Poate unii dintre voi v-ați luptat pentru un copil, pentru unii dintre voi ați avut de-a face cu un personaj care are niște adicții. Un anume tip de imaturitate, de probleme, repet, dacă nu sunt ale voastre, aceste toți avem probleme din copilărie, hai să stabilim chestia asta, da? Și voi, și eu, și ei, toată lumea. Acum unii și le rezolvă și le-au rezolvat, sunt pe cale de rezolvare, alții nu. Dar unii dintre voi ați avut de-a face cu un personaj care are adicții. Tendința de a evada și de a evada eventual prin băutură. Bine, asta văd. Ia să clarificăm. Balanță, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Odată. De magicianul, manifestați ceva nou. Înțelegeți ce trebuie să manifestați. De trei ori. Chestiuni legate de casă sau de stabilitatea voastră. Regele de spade puteți să fiți voi sau alt semn de aer. Temperanța, am văzut mai devreme, echilibru și temperanța. Cavalerul de monede se repetă. Dacă ar fi să luăm pe săptămâni, 2 săptămâni la rând, vorba vine, aveți acest cavaler de monede cu răbdare și valetul de spade. Mura? 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 Valetul de spade, 6 de cupe. Începeți cu regele de spade și terminați cu valetul de spade. Aici este înțelepciunea cuiva. Sper din tot sufletul că este a voastră. Deși poate să fie altcineva, nu știu. Regele de spade în acest context și 7 de băte este o persoană foarte înțeleaptă. Care își adună mințile, își pune ordine în gânduri și își reglează energia, vedeți? Asta este înțelepciunea, culmea înțelepciunii regele de spade. E un anume tip de strategie. Îmi iau timp pentru mine ca să știu, să mă pregătesc, să fac planuri ce voi manifesta de acum încolo. Că tot e început de an, de primăvară, de ce mai fi, sunt sărbătorile acestea care ne ajută să ne adunăm un pic. Apoi iar 2 cărți care reprezintă răbdare, cavalerul de monede, pas cu pas către succes, echilibru la fel, pas cu pas către echilibru, curățenie, apropo de perioada aceasta de săptămâna mare, împărtășanie, da? Vă mărturisiți la biserică, faceți post, vă curățați energetic, comunicați cu îngerii, cu răbdare. Poate pentru unii, în această perioadă, organizați, pentru că acest cavaler de monede organizează, este foarte meticulos. Un program de curățare mult mai lung decât o săptămână. Vă dați seama că ce faceți în această săptămână este atât de benefic încât vă organizați pe termen lung să începeți un alt program, eventual. Și după această perioadă de echilibru, de curățenie, de meditație, de organizare, vă luați agenda și vă notați. O să vedeți că la un moment dat, vedeți, reapare cavalerul de monede. În momentul în care vă organizați acest program de reechilibrare, inclusiv energetic, că aveți semn de foc central. Veți avea o idee. Cum să începeți ceva nou?
Personal nu simt că ar fi vorba de o persoană anume, de un individ. Personal nu simt că, da, în fine, da? Dar poate să fie cineva cu marcaj în semnul pământului, în mod special fecioară, poate să fie și taur, poate să fie și capricorn, care vine foarte încet înspre voi și își dorește un nou început. Poate. Și valetul de spade clarifică 6 de cupe. Am spus, este dorința cuiva, acel context este, din punctul meu de vedere, o altă persoană care își dorește împăcarea cu voi. Vrea să vă comunice, să vă transmită ceva, că își aduce aminte că este dor, 6 de cupe reprezintă și nostalgie. Și aduceam, poate să fie cineva din copilărie care vine în preajma voastră, că tot e Paștele, vine, eu știu, de peste hotare 21, sau eu știu de unde ar mai veni. Poate. Să discutați cu cineva din copilărie, despre copilărie, despre copii, despre o perioadă. Repet, posibil să fie și dorința cuiva de a se împăca cu voi. La capătul setului de cărți, iată luna, regele de cupe, 5 de cupe, iar o nostalgie a unor vremuri, când colaborați, când vă simțiți împreună, vă simțiți bine împreună, când vă simțiți, da, poate niște colegi, poate niște prieteni. Dar acum, dacă a fost, repet, un triunghi amoros, pentru că am văzut acei, ia uitați, trei, trei șoricei, cei patru apostoli erau trei, Luca și Matei, cei trei, cei trei, iar aveți un trei, trei. Dacă a fost un context, un triunghi la locul de muncă sau, eu știu, o a treia persoană, poate nu e la locul de muncă. Sau poate la locul de muncă cineva și-a băgat nasul în, eu știu, în colaborarea voastră, în contractul vostru cu cineva. Poate să fie, nu musai de amor. Acolo e un regret. În acea situație. Acolo cineva regretă o atitudine, iar 3 de cupe. Regretă că nu s-a comportat, eu știu, echilibrat 2 de cupe. Echilibrat și avem aici 2 de cupe. Nu s-a comportat echilibrat. Poate cineva a acordat mai multă atenție jobului, mai multă atenție prietenilor și mai puțină atenție relației dintre voi și acel personaj. Posibil. Și acum acest personaj regretă. Simte dragoste, dar și un anume tip de frică. Eventual frica că roata se schimbă, că veți alege pe altcineva. Că veți crește din punct de vedere financiar, dacă începeți un alt proiect, veți crește, veți avea ajutor din partea altei persoane. Cuiva totuși e frică. Nu mai dăm o carte pe valetul de spade. Marele preot. Și încă una. Personajul acesta care vine înspre voi la un moment dat, ori la sfârșit de aprilie, ori la început de mai, nu cred că sunteți voi. Ar putea să fie cineva cu marcaj în gemeni, în taur, în săgetător, în mod special, deși poate să fie și alt semn de foc, și în rac, scorpion. Acest personaj poate și pești. Acest personaj a blocat ceva.
S-a trezit la realitate, turnul. S-a trezit sau urmează să se trezească la realitate, să înțeleagă că ori și-a blocat norocul, conexiunea la divinitate, credința. Și odată cu această atitudine a blocat, știu că o expresie, nu e expresie, poate spun ceva ce ar deranja pe unii, a blocat o familie întreagă, a blocat un concept religios tradițional prin această atitudine. Eu asta văd. Și acum se trezește. Acest personaj acum se trezește. Și veți avea niște discuții cu acest personaj. Poate să fie cineva din familia voastră cu marele preot și cu șase de cupe. Interesant, am mai luat încă o carte, dar apare șapte de monede, de bâte. Cred că e personajul pe care blocați. Unii dintre voi chiar știți că trebuie să puneți granițe personale în fața unui individ, unei persoane care v-a creat mari probleme. În familie, poate la locul de muncă, în copilărie, ce fac? Acolo e o problemă. N-are rost să intru foarte mult în detalii, voi trebuie să recunoașteți totuși personajul, dar hai să vedem totuși în continuare. Balanță, soare, lună, Venus, ascendent, nord în balanță, aprilie, mai aproximativ, o dată, de două ori, de trei ori. Nu uitați, pietalele pot să fie și invers, dar sperăm că în orice condiție ar fi, invers sau chiar despre voi, vă găsiți informații importante. Șapte de monede, iar. Am zis, lucrați în grădina voastră. Vă vindecați cu echilibru temperanța de cei care v-au mințit. Îndrăgostiții. Și turnul apare de două ori, ați văzut? Turnul și turnul. Acestea ar fi energiile, să zic, viitoare. În momentul în care puneți granițe personale și vă gândiți la o strategie, cum să creșteți, exact, să creșteți în grădina voastră, vă concentrați dintre toate monedele pe care le aveți acolo, opțiuni potențiale, repet, în spațiul vostru interior, mental, emoțional, spuneți mai departe cum vreți, alegeți una, că am văzut valetul de monede, alegeți una pe care vă concentrați. Și apoi alegând această monedă, mergeți cu ea, vedeți, este și aici. Mergeți cu răbdare, pas cu pas, până dezvoltați cavalerul de monede, proiectul, ideea, conceptul respectiv, poate chiar o relație. Între timp, lucrând, pentru că acest cavaler de monede lucrează foarte meticulos, ordonat, stoic, la curățarea sa energetică, dar și manifestările sale fizice, pentru că trebuie să ținem conști de ele, da? Trăim pe acest pământ încă. În această perioadă, vă vindecați, că echilibru înseamnă și vindecare, vă vindecați și de oamenii care v-au mințit și de tendințele pe care le avem toți, de a ne autosabota, de a ne minți, de a da speranță, nu că va fi bine, lasă, că mai iert încă o dată, că... Bine, chestiuni pe care adesea cei cu planete, nu neapărat zodia balanței, planetele în balanță sau în casa șaptea ne dau această tendință. Stai să-i mai iert, stai să echilibrăm, stai să. E, vă vindecați de acești indivizi și ei vor intra în karma pe care o merită. Ei vor intra în karma pe care o merită. Astfel de spade, cavalerul de monede, repet, lucrând la voi, la vindecarea voastră și materializarea unui proiect stabil, vine o idee
care vă ajută să vă echilibrați, pentru că îndrăgostiți înseamnă și echilibru, yin și yang, masculin și feminin. Și în primul și în primul rând o idee ce să alegeți, pentru că iar îndrăgostiți, am mai vorbit, înseamnă și alegeri. Ce să alegeți? Dacă mai avem aici, mai avem aici contextul acela cu soarele, exact. Ia uitați-vă. Am zis la început, ce să alegeți? Că apare iar temperanța, dincolo de granițele acestea pe care le puneți, 7, 9, cât or fi, iar 7 de monede, munciți în grădina voastră, creșteți energetic echilibru, temperanța de 2 ori, valetul de monede aici, ia uitați-l, l-ați luat, urmează să luați, asul ăla, valetul, da? A, nu găseam chestia cu soarele, dar știți, voi ați văzut, este acolo. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Ia uite ce urmează. 9 de băte. Alegeți corect, aș spune. În această perioadă învățați să alegeți corect. Veți primi o idee. Într-o anumită formă. Printr-o carte, prin conexiunea cu cineva, lucrând. Pe cine să alegeți? Să vă mențineți granițele personale și să permiteți, dincolo de aceste granițe personale, să permiteți colaborări cu cei care vă sunt, eu știu, alături și la greu și la bine, care gândesc ca voi, care au trecut prin situații similare. Ia uite, asul de spade revine. Va fi un nou început pentru voi, balanțelor. Va fi un nou început și veți avea victoria asupra celor care v-au bârfit, celor care v-au legat. Am văzut mai devreme 7, 8, 5 de spade, veți avea victorie. Mental, în primul rând. Și vă veți echilibra. Asta văd. Sfaturi pentru balanțe. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nou de balanță. Uf. Cunoașteți-vă valoarea. Ieșiți în față și conduceți-vă viața. Aveți încredere că totul va fi bine. Și fiți mândri de voi înșivă. Cred că totuși, așa cum am expus eu etalarea, toate... Prezentarea a dus către aceste lucruri și se confirmă prin cărți. Acum, alt mesaj de la îngeri. Balanțe, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Acum, nu știu, dacă voi vreți lucruri excepționale, or fi și lucruri excepționale. Excepțional este că turnul apare de dor, trezirea cuiva. Nu cred că este a voastră. Cred că a voastră este această lucrare interioară. Care va începe să fie văzută și de cei din jur. Ia, te consideră fundația pusă. Concentrați-vă eventual pe casa voastră, mai ales că vin sărbătorile 5, marele preot. Credeți că sunt îngeri în jurul vostru și vă ajută, că sunteți protejați de străbunii voștri. Și trebuie să fiți foarte determinați și angajați de în proiectele pe care le stabiliți de acum încolo, în cazul în care n-ați fost. Da, aici este un mesaj. Și nu uitați să vă dați exact cu ce am început, de 2 ore. Dați-vă timp să vă relaxați, să faceți meditații. Poate chiar să dormiți ca să primiți informațiile, ca să vină ideea. Și apoi să vă apucați de muncă, pas cu pas. Hai mă, luăm o carte.
eu asta văd. Dacă voi vreți spectacol în această etalare, în acest moment nu simt nevoia să prezint, nu simt inspirație să prezint ceva super spectaculos. E un as, într-adevăr, sunt începuturi, apare chiar de două ori și asul și turnul, dar cred că asul, ia uite, dragostea este peste tot în jur, 16, numărul turnului, într-un mod neașteptat veți descoperi dragostea. Dar dați-vă timp să vă relaxați, pentru că dacă sunteți tensionați, nu o să o vedeți cât ar fi în jurul vostru, da? Dați-vă timp să puneți granițe personale în fața celor care sunt prea duri, poate ați avut persoane prea autoritare și trebuie să vă reconstruiți exact mesajul care a venit la început în diferite forme. Și dragostea, repet, va veni în momentul în care voi vă echilibrați, în voi lucrați la echilibrul vostru yin și yang. Că până la urmă, îndrăgostiți, asta înseamnă masculin și feminin în noi înșine. Și al treilea element este divinitatea. În fine, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne auzim cu bine, numai bine.